Salutare! Asta este continuarea la videoclipul anterior. Dacă mă întrebați de ce fac continuare, pentru că mi-a șters telefonul că v-am zis că plouă și a ieșit de pe filmare și n-am mai putut să o pornesc. Așa că o să continui. O să vă arăt matca care va fi inclusă la rațe. Aici avem piticile ungurești. Mi-a zis omul ăla că găinile astea două ori au avut și inel, dar când au sărit a picat de pe picioare pentru că s-au agățat în gard. Cocoșul e frumos, e americana săpură. Acum să vă arăt matca la rațe, am zis, nu? Da. Auziți și cum cântă? Pe cocoșul ăsta îl cheamă Poco. Dacă vă întrebați, știu că seamănă numele ca Poco din Brawl Stars, dar mie îmi place să-i spun Poco. Via mea muncită și dezordonată a început să se întindă la câini. Floricica este de donat și Lesi nu o să dau nimic în lume. Mi-e dat de ele cum se înțeleg, dar chiar nu mai pot să o păstrez. Nu că nu vreau, că eu aș putea să țin pe tot, dar nu mai am spațiu și acolo vreau să pun piticele celelalte. Așa că nu o las în nume de rău. O să vă arăt marca. Aici spuneți-mi în comentarii. Aia știu că e rață, dar ăștia doi bănuiesc că sunt trățoi. Să-mi scrieți în comentarii. Uitați mai bine. Știu că e șchiop. Dar nu-i problemă, își va reveni. Acum să vă arăt marca. La rațele pe 2021. Mine o să-mi păstrez și mie 4 rațe, în afară de matcă, care să clocească pui și vor fi de vânzare. Știi? Avem aici câte? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 rase. Deci să începem cu matca. Avem acel rățoi negru, rața asta smarald, cum i-am zis, rața asta neagră, rața asta cealaltă neagră și atât. Și o să-mi opresc rața aia de acolo albă. Deci atât. În restul sunt rățoi. Sunt rățoi. Știu că aș putea să o opresc pe aia, dar nu vreau pentru că o să o vând. Așa că o să pun pe anunț pe OLX pentru cei interesați. Cu 30 de lei bucată o să dau rățoii bătrâni, adică mari, cum e rățoiul ăla, dacă o să am, nu o să am anul ăsta, o să-i dau cu 50 de lei bucată și rața 30, eu așa dau. Bobocii anul ăsta, știți cum a fost și cu pandemia, asta i-am dat mai scump, cu 5 lei. Anul trecut am făcut un preț foarte prost, am dat o rață cu 12 boboci cu 60 de lei. Doar am dat-o doar ca să mă scap de ea. Deci v-am arătat matca, rațele celelalte vor fi separate. Și da, struguri încep să se coacă, am mâncat deja două bombe, sunt acre, dar o să vedeți, o să gustați, o să fie ceva bun. Dar acum chiar mi-s curios, găina asta e o loagă și a ieșit ceva la picior. Vedeți? Alb, nu știu ce are. Și da. Acum, chiar nu știu unde este acel cocoș celălalt de matcă. În fine, poate îl știți, poate nu îl știți, dar chiar nu știu unde este în momentul de față. Oare să s-o fi dus încolo, în partea cealaltă? Da. Azi o să mai apară continuarea la prima parte și asta e a doua parte. Și va mai apărea poate un videoclip dacă o să-mi apară, o să-mi aducă păsările sau o să fac un videoclip de seară. Aș face un videoclip cu cum le închid, dar chiar nu știu să folosesc blitzul. Nu merge să folosesc blitzul. Și ele, găinile astea, mai ales toate turmă, celelalte le închid eu. Dar astea se închid, se bagă târziu și atunci e vesnă și nu am cum. Lanterna, pot să o țin în mână și să vă arăt, dar e greu de filmat să le închid uși, să chestii trestii.
Acel cocoș îmi place coada la el. E urmaș din acel cocoș pitic, cu, v-am zis, cu găini normale. Foarte, foarte frumos. E foarte rușinos, adică cum să vă spun. Eu nu l-am văzut să cânte sau ceva, dar într-o zi când stăteam pe scaun, aud un cântat străin. Și mă uit aici în turmă și văd pe el cum cântă. Și atunci m-am dat seama că cântă și el. Nu, chiar nu văd unde-i. Cabirul. Știu că toți sunt cabiri de casă, dar ăla seamănă mai mult, îi spun cabir. Na, așa cheamă. Am vrut să-l tai, dar nu o să-l tai. E bun de tăiat. E grăsus, chiar dacă nu seamănă. O să-l păstrez de sămânță. O să fie, practic, urmașii cocoșului ăstuia și celălalt. Uitați cum cântă. Sau? Vrei să cânti? Frumosule. Nu cred că o să cânte. Deși m-aș bucura. Vreau să vă arăt acum chiar cu orice preț acel cocoș. Deci avem acel cocoș de acolo, de matcă, acela de acolo. Și acum lipsește perechea următoare, adică și cocoșul și găina. Asta e cocoșul lui Getuța. S-a făcut frumos, nu mai e în starea lui de agonie. A fost într-o stare, când am adus cocoșul acela de la bunica mea, a început la bătăi și atunci de atunci a intrat într-o stare sperioasă, a fost foarte speriat de orice. Într-adevăr a stat și cu curca puiilor și a bătut foarte rău. Nu e asta acolo, așa, asta e pitică. Rațele, m-am zis că umblă afară, nu au mai ouat. Am pus ouăle și atât. Mi-a dat acum, chiar acum, omul acela cu păsări și am spus că cel târziu va veni mâine dimineață, așa că asta e. O să vă arăt și cocoșii din 2021 care vor fi pentru sămânță. Deci v-am arătat, doi o să fie, m-am arătat cabirul și acel cocoș va fi de sămânță. E din Getuța. Chiar nu vă mint, e ou din Getuța, dar nu știu de ce, cred că nu a scăpat-o pe Getuța încă, că a stat în garaj închisă, de a ieșit fix așa. Deci nu-mi pot explica, dar e mai reușit ca cabirul acela și e preferatul meu până acum. Aici avem. Găinile astea sunt surori cu acea golașă. Au avut un frate, dar a dispărut de mic. Mina asta are vreo 3 ani, 4, și el are vreo 8. Adică am avut la început o găină rasă pură, n-a fost încălțată, dar și ce am făcut? Din greșeală a fost cu loșcă, am mâncat ouăle și am dat drumul la câini și da. Și s-a întâmplat. Apoi, pitică din rasă pură, nu a mai rămas decât acea găină de mii de flori. Eu am mai avut un canal de YouTube. Știu că numele e unul ciudat. Nu eu l-am pus, prietenii mei. Găutigui. Acolo am făcut un videoclip anul trecut în martie cu puicile negre care le-am și acum, care ori fost mici. Și acea cloșcă cu cei 4 pui. Au avut 3 găini și un cocoș. Cocoșul a dispărut când avea vreo o lună. Era un color fain, a avut o creastă bătută. Dacă trăia, poate aveam urmași pitici. Chiar dacă am. Dar acum nu știu ce s-a întâmplat cu acel cocoș. Chiar nu-l găsesc. O să fac un videoclip cu mutarea puilor. Chiar dacă nu o să vă arăt cum o să-i mut, pentru că nu am cum. Nu știu, uitați-l! Cred că a fost în grajd. Uitați-l! Și acest cocoș. Deci și el va fi. Vai! Să-mi scrieți în comentarii, chiar vă rog, găleata asta este verde. Nu este culoarea care vedeți pe cameră. Cu o cameră care pot filma, gen din aia cu aleuții așa în mână și filmez.
Din aia chiar aș vrea să-mi iau, că e greu să filmez cu telefonul. Rața asta care bobocii ei sunt de vânzare și sunt închiși, stă aici. Aici e și găina lui. Erilă. Cloșcoa. Cloșcuța. Și doamna iepurică. Care e mai bătrână ca Erilă. Cred că și ca iepurile ăsta. Da, este, care are 2 ani. Așa că, na. Aici am o pungă cu iepuri, cu iepuri, cu porum, morcov. Detuța, puiul ăsta e șchiop. Avem, am aici ouă de la, puteți, de la ferma animalelor, căutați pe YouTube, de la ouă de găină creață, aceia, nu acei grași, cei mici, albi și negri și roșii, 6. Dacă, Doamne, ajută-mă să am un cocoș și câteva găinuțe ca să fac o familie, mi-a scris cineva în privat că nu e bine să le dau albastru într-una de metil. Eu n-am știut, eu știu că le face bine, eu le-am dat în fiecare zi, ce-i drept, mâncare le pun o dată pe săptămână pentru că nu mănâncă și apă o dată la 2-3 zile. Adică eu la găini mă ocup eu, bunicul meu le dă numai la astea, în rest eu le dau la ale mele, că eu le țin și o zi le dau, două zile fac pauză. Da. Bun. Noi ne auzim data viitoare, nu uitați să dați un like, să vă abonați. Pa, pa!